Eu să spun câteva cuvinte despre planurile de viitor, fiindcă Părintele Arsenie este viu și lucrător și simțim lucrarea Părintelui Arsenie. Nu știu, parcă o simt acum foarte, foarte pregnantă, foarte vie, foarte evidentă în viața noastră și în viața ucenicilor și în viața bisericii. Foarte important despre acest lucru aș vrea să vorbesc. De toate, istețimea despre care s-a tot vorbit astăzi este de fapt o harismă foarte, foarte rară, și anume harisma discernământului sau deosebirii Duhurilor. Părinții noștri, Părintele Iustin Pârcu, Părintele Petroniu cu harisma smereniei, Părintele Arsenie cu deosebirea Duhurilor, Părintele Iustin cu străvederea și toate lucrurile acestea, sigur că le-au mărturisit fiii duhovnicești. Dar Părintele Arsenie Papacioc este foarte necunoscut. În sensul că în țară, de exemplu, pe unde am fost în ultimele luni și am vorbit numai despre Părintele Arsenie, sau în cea mai mare parte despre Părintele Arsenie, oamenii nu-l cunosc. Fac confuzie cu Părintele Arsenie Boca, dar nu cunosc lucrarea Părintelui, nu cunosc învățătura Părintelui, nu cunosc Duhul Părintelui. Părintele nu este Sfânt, e Mare Sfânt. Și cineva mi-a zis, Părinte, dar îndrăzniți să spuneți așa? Atât timp cât știu unde mi-e loc, îndrăznesc. De ce să nu îndrăznesc? În definitiv, suntem oamenii lui Dumnezeu. Nu, la asta ne-am angajat. Sigur că vom reuși sau nu, că ne facem treaba asta, asta altă discuție, dar suntem oamenii lui Dumnezeu, mici așa cum suntem, dar ați auzit, în mâna, în palma unui părinte stă Hristos. Îl ținea Maica Domnului la sân, pe Dumnezeu, cuvântul întrupat, așa îl ține Hristos. Așa îl ține preotul pe Hristos. Deci, învățătura Părintelui Arsenie nu este cunoscută și eu sunt foarte rușinat de acest lucru, pentru că ea ar trebui să fie cunoscută, în primul rând, prin faptele, prin chipul pe care îl ai tu, cel care mărturisești că îl cunoști sau că îl urmezi sau că știi învățătura. Vorbesc personal, în nume personal de data aceasta. Și de aceea este o obligație, cel puțin așa, mi-am dat un canon de acesta, că Părintele ar trebui să fie cunoscut și Părintele ar trebui să fie cunoscut și în afara bisericii. De bine, de rău, frățiile voastre sunteți poate ucenici direct sau ucenici ai ucenicilor, ucenici ai părinților care sunt aici, fii duhovnicești, deci îl cunoașteți, cunoașteți Duhul Părintelui Arsenie. Dar oamenii nu îl cunosc. Iată, ne-a spus Părintele Tudor Peiu, care este un ucenic al Părintelui și este a venit de la București, ca să asculte, deși ar trebui să spună despre Părintele, dar dacă am vorbit de minunile Părintelui, ar trebui câteva zile. Deci vorbeam cu Părintele că noi n-am făcut-o un demers de canonizare al Părintelui. Sigur, Părintele este Sfânt și are timp. Pe timpul Părintelui se numește veșnicie. Nu asta e problema să fie confirmat de noi. Problema este că sfințenia, sau cum să spun, consacrarea, recunoașterea unui sfânt aduce după sine sau premerge, este premergătoare recunoașterii, este cunoașterea învățăturii și a sfințeniei și a minunilor sale. Am văzut de curând un sfânt omului Dumnezeu, un film, nu știu, cu Sfântul Nectarie. Iertați-mă, foarte, foarte nesatisfăcător, deși intenția excepțională, minunată, se oprește unde? Pe un pat de spital. Ori la noi creștinismul nu se termină pe cruce. De acolo începe. Părintele Arsenie, un mărturisitor al crucii, al jertfei. Asta e și diferența dintre ortodoxia noastră și cea, să spunem, iată, elină. S-a văzut în pandemie că singură jertfa, singură smerenie este cea care te ține la suprafață. Aminte, poți să scrii tratate minunate, să fii cuvios, cuvincios, chiar cum se cade, dar când vine problema,
Sigur că da, poți să faci eu un clip pe YouTube cu o chestiune atât de intimă și atât de disputată. Deci, părintele, să presupunem, ca și cum părintele n-ar fi aici, dar să presupunem că părintele ar fi fost în viață și ar fi venit cineva la el să-l întrebe sau să-i spună: părinte, haideți să facem un videoclip cum vă vaccinați în direct. Deci este de neconceput. Cum să spun, nici măcar nu poți să presupui să faci o fantasmă din aceasta. Deci, dincolo de imaginea pe care o are părintele, pe care, de fapt, icoana pe care o are părintele, fiindcă noi nu putem să mărturisim despre un om că a fost un om bun și înțelept. Ceea ce, sigur, nu exclude toată viața aceasta duhovnicească, dar dincolo de asta, părintele copleșea cu sfinții. Adică ce simțeai la părintele? Simțeai harul Duhului Sfânt. Părintele era purtător de Duh Sfânt. Este purtător de Duh Sfânt. Dacă stăteai o oră la părintele, când ieșai de acolo, spuneai: vreau să mor și eu pentru Hristos. Bine, până la primul semafor, când îl înjurai pe unul, că ți-a tăiat calea sau nu știu ce. Dar, în clipa aceea, erai gata de lucrurile acestea. Ori părintele, asta insist pe această chestiune, este cunoscut din cărți și din ce apare pe YouTube, pe rețelele de socializare, dar nu este cunoscut din măsura duhovnicească a celor care îi urmează învățătura. Și închei cu lucrul acesta, am spus chiar în al preasfințitului astăzi, după ce am fost la Tehirghiul, la pomenirea părintelui, la rugăciune pentru părintele. Acum nu știu dacă ne-am rugat pentru părintele sau la părintele. Asta eu aș merge pe varianta a doua, dar am vorbit cu un alt preasfințitul despre această chestiune care este absolut evidentă, dar despre care nu știu de ce tăcem. Acest cuvânt, testament duhovnicesc al părintelui Arsenie Papagioc, măsura duhovnicească a acestui cuvânt, eu cred că este la măsura duhovnicească al cuvântului spus de Sfântul Siloan Atonit: ține mintea mea și nu deznădăjdui. Vă rog să mă credeți, nu fac asta dintr-un extaz mistic sau dintr-o dorință de a eschiba, dintr-un eschibiționism, ci pentru că am avut câteva experiențe. Nu e timp să vorbim acum de cel puțin minunile despre care aș putea să vorbesc ale părintelui Arsenie, dar această rugăciune, acest cuvânt, după cum minunat a exprimat și părintele Iustin, este mai mult decât un rămas bun. Este un cuvânt de la Duhul Sfânt pentru o generație care așteaptă mila lui Dumnezeu. Bineînțeles că noi ne rugăm cu această rugăciune: Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă, dar hai să spunem pe șleau, oare nu răsare Dumnezeu soarele și peste cei nedrepți? Adică nu-i miluiește pe toți ticăloșii de pe lumea, din lumea aceasta, dintre care cel din tâi și toate le cunoașteți. Deci mila lui Dumnezeu, de fapt, e cronia lui Dumnezeu. Și mila este toată Evanghelia. Dar numai iartă-mă este angajament sau răspuns la chemarea lui Dumnezeu. Părintele Arsenie, prin aceasta, a introdus, să spunem, o dimensiune mistică, duhovnicească, aș spune, dintr-o altă perspectivă, nu nouă, dar dintr-o altă perspectivă. Deși poate îndrăznesc cam mult, am deja cumva creionat și articulat să justific acest cuvânt, dar nu știu dacă este timpul acum și oricum cred că sunteți și osteniți de atâta căldură și de drum, dar cred că este cazul ca părintele Arsenie să fie cunoscut, lucrarea părintelui Arsenie să fie cunoscută, părintele Arsenie să fie cunoscut. Nu e o decizie a mea, ci este o necesitate pentru poporul român care
este că el a o cumpănă asta, știm de două milenii, dar vorbim de o, de o convalescență prelungită, pentru că bolșevismul este de fapt culă împotriva Duhului Sfânt și noi n-am rămas neatinși de această, de această hulă, de această stricăciune. Și cred că Părintele Arsenie toată viața și-a dedicat-o acestei însănătoșiri duhovnicești, s-a luptat cu hidra aceasta cu atâtea capete, în modul cel mai inteligent posibil, în modul cel mai duhovnicesc, astfel încât lucrarea lui, iată, a mers până la 97 de ani. Și cred că această rugăciune care, care este absolut minunată și care despre care cred că Duhul Sfânt va descoperi că are atâta putere și că este atât de eficientă în viața și în lupta duhovnicească. Nu neg, Doamne ferește, și nu se înlocuiește, pentru că însuși Părintele vorbea de rugăciunea inimii, de rugăciunea lui Iisus, dar iată că Dumnezeu, Duhul Sfânt, i-a dat acest cuvânt care este pentru noi și mi-a plăcut ce a spus Părintele, că a rămas uimit, adică deși, iată, era în legătură cu Părintele, nu știa de acest testament duhovnicesc care a rămas pecetuit pe piatra de mormânt. Cu alte cuvinte, Părintele a adunat și a concentrat în aceste cuvinte toată experiența sa de viață duhovnicească. Și cu adevărat, acest angajament în care îi cer iertare lui Dumnezeu și care până la urmă arată că în tine mai există o lumină, o bucățică de curăție, așa cum a existat în tâlharul, Dismas, tâlharul de-a dreapta, care în definitiv îl bagiocorea pe Hristos împreună cu cel din stânga. Deci îl bagiocorea toată lumea, inclusiv arhierei, cărturarii, cei care stăteau în fața crucii, iar Mântuitorul în toată acea umilință, dincolo de orice închipuire, dezbrăcat în fața durerii mamei sale, ce făcea la toate bagiocurile acestea? Spunea așa: Părinte, reartele lor că nu știu ce fac. Deci și în clipa aceea, ce credeți că a spus? I-a spart capul tâlharului. Și a zis: cum? Dar ce e asta ce spui tu acolo? Cum adică să ieți pe nenorociții ăștia? Da, eu aș putea înțelege că noi suntem în osânda asta pentru... Dar tu să spui așa ceva? Ce ești? De unde ești? Din ce lume ești? Eu nu sunt din lumea aceasta. Împărăția mea nu este din lumea aceasta. Și există o astfel de împărăție în care poți să-ți iubești vrăjmașii? Există o astfel de împărăție în care cel care este zdrobit se roagă lui Dumnezeu pentru cei care îl zdrobesc? Pentru că, da, există. Aceasta este împărăția mea pe care am venit să o vestesc tuturor. Bine, pomenește-mă și pe mine în această împărăție. Ce era celui de-a stânga să spună și el la fel? Cum ai zis, mă, Dismas, să zic și eu așa, pentru că îi spune Mântuitorul: adevărat zic ție, astăzi vei fi cu mine în rai. Cu alte cuvinte, această spovedanie, pocăință și cerere de iertare a lui Dismas este concentrată în aceste cuvinte a Părintelui Arsenie Papacioc: Iisuse, 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 iartă. Și cu aceste cuvinte, iată, s-a mântuit tâlharul de pe cruce. Doar atât, nu îndrăznesc mai mult. O să mă sfătuiesc și cu părinții. Am mai vorbit. Și dacă îmi spuneau să tac, aș fi tăcut. Dar pentru că nu mi-au zis să tac, ci să spun un cuvânt, v-am spus cuvântul acesta. Nu socotiți că este doar un mesaj, un testament, fiindcă dacă vorbim de testament, înseamnă că cineva a murit. Dar Părintele Arsenie s-a mutat de la moarte la viață. Așa spune Mântuitorul: cel ce crede în mine și cel care m-a trimis pe mine are viață veșnică și la judecată nu va veni, ci s-a mutat din moarte la viață. Dacă Părintele Arsenie nu s-a mutat din moarte la viață, zadarnică este și osteneala mea, zadarnică este și credința mea, zadarnic este tot ce fac. Dar nu e zadarnic nimic, am nădejde, cum spunea și Părintele Ilarion, și sunt foarte fericit că l-am cunoscut pe Părintele Arsenie. Este un dar de la Dumnezeu și trebuie să-i mulțumesc binefăcătorului meu
care m-a luat într-o zi de la birou cu o delegație ca să facem și noi o poză frumoasă, știți? Așa l-am cunoscut eu pe Părintele Arsenie. Nu auzisem încă de Iisus Hristos. Dar asta este o altă discuție, nu despre mine vreau să vorbesc, ci despre faptul că dacă tot pomenim numele sau pomenesc numele Părintele Arsenie, aș vrea, dacă îmi dă binecuvântare Părintele, cu toată smerenia și cu toată înțelegerea și cu tot angajamentul, să facem cumva să, ca oamenii să cunoască lucrarea Părintelui Arsenie și că este un sfânt, un mare sfânt, mai cu seamă aici în Dobrogea, unde se spune că credința a fost discontinuă 1000 de ani. Sigur că acesta este un lucru nefericit și nici nu putem să ne gândim la așa ceva. Eu mulțumesc foarte mult părinților că m-au primit și pe mine, deși ar fi trebuit să stau în picioare, nu așezat, așa ar fi fost cuvincios. Le mulțumesc că m-au primit și pe mine în această seară și vă mulțumesc și frăților voastre. A fost minunat să fim împreună și să evocăm personalitatea Părintelui Arsenie. Mai mult decât atât, îi rugăm pe toți cei care l-au cunoscut pe Părintele și au momente, cuvinte care le-au rămas în minte, în inimă, într-un fel sau altul, să le împărtășească părinților duhovnicești, părinților lor, bineînțeles, duhovnicești. Și noi, cu mila lui Dumnezeu, vom face ceea ce este cuvincios și este drept și, bineînțeles, că, ca o obligație și ca o mărturisire de credință, să facem o propunere care, sigur, despre care nu vorbim mai mult, dar să facem o propunere, asta este datoria noastră, să facem un mic pas pentru canonizarea Părintelui Arsenie. Nu pot să-mi închipui slava cerească și împărăția lui Dumnezeu fără chipul Părintelui Arsenie. De altfel, vă spun că am o dulceață în inimă când mă gândesc că dacă se va milostivi Dumnezeu de mine, primul gând și primul chip la care mă gândesc, nu al mamei, nu al tatălui care sunt trecuți la Domnul, ci al Părintelui Arsenie. Altfel, tot fiii duhovnicești mi-au povestit că au văzut, au visat sfinți pe Maica Domnului, întâlniri de tot felul, și eu tot plângeam că n-am văzut niciun sfânt niciodată. Nici în vis, nici a Evea, nici în afară de părinții aceștia pe care i-am cunoscut. Și într-o noapte am avut un vis. Nu era Părintele Arsenie, era Părintele Iustin Pârvu, care mi-a făcut un semn să vin spre el și aveam o rasă, o dulamă mai lungă, cu 4 numere mai mari, ruptă. Eram la mănăstire undeva și mi-a zis așa. Mi-a pus epitrahilul pe cap și eu mă spovedeam și în timp ce mă spovedeam spuneam, nici acum nu poți să fii sincer. Pe toate le îndulcești, pe toate cumva le tot aranjezi tu ca să fie bine. Părintele mi-a dat o binecuvântare, o dezlegare și mi-a zis, acum du-te și trage clopotele. Eu fiind atât de apăsat de lucrul acesta, m-am dus și am început să trag clopotele cu o sârbie și bucuros că mi-a dat și mie o sarcină, Părintele. Și când m-am întors, Părintele s-a uitat așa, Părintele Iustin Pârvu, și mi-a zis, dar de ce pentru înmormântare? Vedeți? Și atunci am zis, în sfârșit am visat și eu un sfânt. Așa, minun cu Părintele Arsenie, putem să spunem, am trăit cu mila lui Dumnezeu și cu mila Părintele Arsenie lucru chiar astăzi, nu mai mult de astăzi, după ce am plecat de acolo, am fost în sfârșit să pregătim puțin conferința și cu un alt preasfințitul și a zis o minune a Părintelui Arsenie. Astăzi s-a întâmplat chiar o minune a Părintelui Arsenie. Așa, nu sunt vrednic să deschid gura, dar mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate și vă mulțumesc și cumetanie și părinților, frăților voastre. Domnul să vă miluiască și dacă nu știu, dacă vreți să le puneți întrebări părinților sau ce mai vreți să facem, noi facem, să spuneți. Să